Caz șocant în Tulcea, un băiat de 10 ani a înjunghiat o fată de 13 ani pe motiv că se certa cu sora lui. Incidentul s-a produs într-un cartier de la marginea orașului. Victima se certa pe stradă cu o vecină de aceeași vârstă și i-a dat o palmă. Fratele acesteia, în vârstă de 10 ani, a apărut cu un cuțit în mână și, fără să clipească, i-a înfipt cuțitul în gât fetei care i-a lovit sora. Puțin e aici, cu cuțitul a făcut. Cine? Un băiat, un copil de 10 ani. Un conflict spontan, unuit între doi copii, un băiat de 10 ani și o fată de 13 ani, cea de-a doua fiind înjunghiată de către băiatul de 10 ani, a fost preluată și stabilizată. După ce a înjunghiat-o pe fată, copilul a aruncat cuțitul și a rupt-o la fugă. Chemați de urgență, polițiștii au demarat o anchetă. La fața locului s-au deplasat polițiștii. Aceștia au stabilit că în urma unui conflict între doi minori, una dintre minore a fost tăiată. La acest moment se continuă cercetările pentru lămurirea circumstanțelor. Părinții fetei înjunghiate sunt plecați la cerșit în Portugalia. Ea mai are doi frați mai mici, de care are grijă singură. O rudă mai în vârstă trece din când în când pe la ei. Pentru moment nu se pune problema ca aceștia să fie preluați în sistemul de protecție. Vor fi monitorizați până la venirea părinților în țară. Părinții copiilor au fost anunțați cu privire la ceea ce s-a întâmplat și sunt așteptați să se întoarcă acasă.